Salutări, oameni frumoși, și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. În episodul de astăzi vreau să continui seria pe care o tot promovez de aproximativ 2 ani de zile, și anume cu fel și fel de oameni ai străzii, oameni cu fel și fel de povești care cumva ne-au inspirat, nu doar pe mine, cred și sper că și pe voi. Noi nu suntem aici să-i judecăm, suntem aici doar să aflăm greșelile făcute, astfel încât voi, cei care ne priviți, să puteți evita anumite situații. Asta este ideea, să evoluăm, nu să ne dăm la joale, să ne jignim sau să râdem unii de ceilalți. Legat de această emisiune Realități cu Niculescu, ce vă pot spune, știți bine că de aproape 2 ani de zile ne susținem singuri, pentru că în țara asta se consumă doar penibilul, înjosirea, umilința, lucrurile șocante, da? Tot ce înseamnă Dumnezeu, bunătate, empatie și așa mai departe, în ziua de azi lucrurile acestea plictisesc, dar noi nu ne-am vândut pentru bani, nu ne-am asociat cu vreun partid politic, niciodată nu vom face treaba asta, și așa cum putem noi, eu, băieții, producția, fără sponsori, îi dăm înainte și voi încerca să aduc din ce în ce mai mulți oameni ai străzii. E dificil să-i găsești pentru că nu au cu toții dorința și curajul de a veni în fața voastră să-și expună greșelile, trecutul și așa mai departe, dar la fel de bine știi și faptul că eu am renunțat să mai alerg după vedete, este și silă, sunt și obosit și mi-am dat seama că e o luptă în zadar. În țara asta toate lucrurile sunt conectate, atât în politică cât și în TV și între ei, vedetele, de asta se și feresc de mine, nu mai judec pe nimeni, nu mai am nicio treabă cu nimeni, pur și simplu am obosit și voi aduce oameni simpli, oameni ai străzii. Da? Cum avem și cazul Herminei, și apropo de treaba asta, puteți intra, apăsați linkul de mai jos, intrați pe unimzâmbete.ro, pentru că vrem să luptăm împreună cu voi, astfel încât să o scoatem pe Hermina din stradă. Duce o viață foarte grea, ea stă acolo pe o stradă lângă școala de frizerie pe care o am, zi de zi încearcă acolo să vândă niște hăinuțe, niște chestii și așa mai departe, și ne-am propus nu să îi cumpărăm o casă, deci nu visăm la cai verzi pe pereți, dar haideți poate împreună măcar să strângem niște fonduri și să-i plătim o garsonieră undeva pe 2, 3, 4, 5 ani, da? Cum vrea bunul Dumnezeu, cu ajutorul vostru. Și categoric, transparență totală, vom și filma în momentul în care vom reuși să strângem suma prin care să o scoatem de acolo din stradă, și voi încerca să mai aducă oamenii ai străzii care au nevoie de acele aripi, dacă societatea nu se implică, măcar haideți să încercăm noi împreună cu această asociație unimzâmbete.ro. Încă o dată apăsați linkul de mai jos ca să aflați povestea Herminei. Da? Știți bine, știe peste 7 limbi, un trecut greu, dar cei care nu știți, intrați pe linkul de mai jos, da? Din descriere. Bun, astăzi avem ca și invitat pe omul străzii, are un nume mai dificil puțin, Șcheau Sorin, în vârstă de 50, bă, cum a sunat asta, Șcheau, nu? Șcheau. Da, Șcheau Sorin, în vârstă de 57 de ani, născut în București, singur la părinți, divorțat, și are o fată în vârstă de 37 de ani. Și doi nepoți. Salut, Sorine. Salut. Și bine ai venit la Realități cu Niculescu. Bine, Sorine, de ce ai ajuns în stradă? Dormi într-o scară de bloc, am înțeles. Da. Ce s-a întâmplat? Scuze-mă un pic, Sorine, dar tu ai avut bani? Adică provin dintr-o familie bună? Sau ce s-a întâmplat? De mic ai fost sărac? Sau? Nu, am avut o situație foarte bună, o educație primită de la mama mea, a fost pedagogă, mi-a pus chiar la școala 190, școala sportivă din Berceni. Deci n-ai crescut în sărăcie, nu, ca să spun. Iar tatăl meu a fost în securitate, a fost major, capitan. Deci mamă profesoară, tată securist. Da.
Deci ai avut cam de toate. Da. Și atunci, tu, în ce domeniu ai activat? Sau? Dar, prin educația și sprijinul părinții mei, vreau să vă spun că mi-aduc aminte părinții mei când aveam 14 ani, mi-am dorit atât de tare o bicicletă, încât chiar dacă aveau bani și o situație foarte bună, m-au în vacanța de vară, cum e acum, m-au luat la ei la servici și m-au băgat zilier la întreprindere SR Berceni. Mama mea a fost atunci inspector de personal, foarte iubită de mulți oameni. Păi și te-au băgat ca ce, să muncești? Sau? Să muncesc zilier și să particip la acea bicicletă cu 1000 de lei. Păi foarte bine au făcut. Foarte bine, pentru că cealaltă 1000 au pus-o ei și credeți-mă, dintre toți copiii care aveam la scară și prietenii mei, eu am ținut acea semicursieră 4 ani. Iar ceilalți, în fiecare an, puneau părinții să cumpără alta și ce se întâmplă? Tatăl meu și mama mea au zis așa, când ai un obiect care participi și tu prin muncă, chiar dacă ești mic copil și asta, te stimulează să acel obiect să nu-l să ții la el, să să-l apreciezi, să nu-ți bagi jurnă. Da, da. Contează foarte mult. Deci ți-au făcut cumva și o educație financiară. Foarte bine, foarte bună. Impecabilă a fost. Bun, chiar și atunci impecabil. Unde s-au rupt lucrurile, Sorine? Tatăl meu a decedat după Revoluție, la câțiva ani, 3-4 ani. A făcut infart. A fost o reacție ciudată, pentru că eu eram însurat și aveam un copil de 2 ani atunci. La ce vârstă te-ai însurat? La 20 de ani. 20 de ani. Și soția mama, câți ani avea? Mama mea, 24, 23 de ani. Deci, deci soția ta a fost mai mare ca tine. Da, ea a terminat comerțul, ASEU. Și v-ați luat, aveai 20 de ani? Da, și vreau să vă spun că eram în armată când copilul meu creștea în burtica mamei. Iar în momentul când m-am eliberat de armată, după un an și două luni, fata mea s-a născut, dar ne-am căsătorit la sectorul 1, civil, și pe 23 februarie s-a născut ea. Deci era cu burtica la gură când... Bun. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Pot spune, chiar dacă sunt de Crețel din 1967, de multe ori șicanam pe mama mea și spuneam, mamă, eu cred că eu sunt băiatul copilului Ceaușescu, pentru că știam de mic copil că Ceaușescu a dat un decret, de-aia ni se spune decreții în 1967, toate mămicile gravide să nu mai aborteze. Bineînțeles că mama a zis nu, că noi te-am iubit, vă dați seama și ea tu la 20 de ani, deci eu am 57, fata mea are 37 și mama are 77. Oricum, cifra asta 7 mă cam urmărește de ceva timp, e o cifră bună, zic eu, dacă stăm să ne gândim că 7 este o cifră divină. Da, nu prea cred în numerologie, eu doar cu Dumnezeu și atât. Dar, na, fiecare cum consideră. Bun. Din ce am mai vorbit noi până în emisiune, știu că ai avut multe joburi. Da. Adică ai făcut bani. Am făcut bani. Ce înseamnă mai exact ai făcut bani? Poți să-mi spui în ce domeniu ai activat și ce înseamnă că ai avut bani? În anul 1991 chiar am și carte de muncă. M-am angajat la Coca-Cola. Dar înainte de Coca-Cola, deci de fapt se numea societate de îmbutelia Coca-Cola. Coca-Cola există numai Atlanta, Georgia. Nu există nicăieri în lume
Coca-Cola. Okay, am înțeles. Doar deci la Coca-Cola a intrat. Da. Bun. M-am angajat, eram printre primii 10 oameni de la acea vreme, erau 10 camioane. Președintele concernului din Atlanta, Georgia, când am depășit 1 milion de unități, a zis că vrea să vadă și el cum e posibil așa ceva. De ce s-a întâmplat așa? Gândiți-vă că în România, pe vremea lui Ceaușescu, exista doar Pepsi și Brico și un Tec, dacă vă ajuți aminte. Da, da, da. Pepsi era la 1 decembrie, da? Cine avea de Paște sau de Revelion o navetă de Pepsi era șmecher. Corect. Bun. Asta e cartea de muncă? Da. În 1991 până 2000, vă rog să mă credeți că eu, an de an, lună de lună, timp de 9 ani, mie mi-a crescut salariul. Acolo scrie și fata mea, este cartea de muncă care a fost semnată și scrisă de mama mea fiind inspector personal, iar eu la 18 ani am fost angajat pentru că am fost puturos să urmez și o facultate. Cred că am fost cel mai... Un pic. Scrie aici, întreprindere... Desere. Desere Bercene. Apoi, lăcătuș mecanic. Mecanic, da. Apoi, șofer. Da. Schimbat funcție și retribuție. Așa. Aici și legitimație de la Coca-Cola din 1991. Vânzător, e de aici cred că a intrat pe Coca-Cola, nu? Da. Ce ai pus? Vânzător. Vânzător. Da? Nu știu dacă se vede, Octave. Și dacă vă uitați la salarii lună de lună, pentru că eram plătiți în dolari, an de an, mie îmi creștea salariul. Uitați-vă. Ce salariu aveai? Deci tu practic ai prins când a intrat Coca-Cola în țară, nu? Ca să vă dau un exemplu, în 1992, eu cu 2 luni de lucrat la Coca-Cola, mi-am cumpărat apartamentul dat de Ceaușescu, care stăteam, cum ar veni... În ce zonă? În Berceni. Metalurgie numărul 33, etaj 9. Deci cu 2 luni din salariul de la Coca-Cola, muncă, da. Tu ai achitat... Da, 100 de mii de lei a costat. Uite, agent vânzări, vânzător. Și merchandise. Deci tu ești bun pe vânzări. Sunt licențiat de către cei de la Coca-Cola, pentru că acolo ei căutau, nu să vindem Coca-Cola, trebuia să învățăm să vindem orice. Erau atât de buni în a ne pregăti, încât, dacă vă spun sincer, atunci am fost învățați, Coca-Cola era printre... Da, mă, frate, uitați-vă, fraților. Câte primele 10. Nu știu dacă se vede acolo, Coca-Cola. Asta era legitimația. Uitați și anul și toți și semnătura. Și pe spate lucra și la Fancurier. Și la Fancurier, da. Cu CNP, cu tot, cu tot. Bun. Deci... Care a fost clicul? Ce s-a luat? Nu, dar până acolo. Deci aveai salarii mari. Deci dacă tu din 2 salarii ai achitat un apartament, ce ai reușit? Adică la ce avere ai reușit să ajungi? Erai însurat? Fata creștea, nu? Păi stați puțin. De clicul a fost felul următor. Soția mea, am prins-o cu un alt bărbat. Deci la o femeie. Iar tatăl meu, fiind securist, m-a trimis, nu te mai duce în weekend, pentru că pe vremea lui Ceaușescu, repartiție guvernamentale de la facultăți se dădeau de către statul român. Avea nevoie de un economist la Piatra Neamț, acolo îl trimitea. I-a avut prioritate, având medie mare la finanțe, la comerț, 9 și ceva, prioritate de buletin. Adică fiind născută, trăită în Slatina, unde am și eu neamuri, acolo a trimis-o. Nu contează că ai copil mic. Părinteanu Ceaușescu trimitea unde avea nevoie. Așa că pot să zic că Ceaușescu poate să fie tăticul meu și dezastrul meu, pentru că m-am născut, poate că n-am mai avortat mama la 20 de ani, în 67 prin decret prezidențial, și... La 22 de ani m-am trezit că am un copil de 2 ani care nu mai pot să am grijă permanent de el, pentru că a trebuit să fie la mama. E logic. Nu putea să stea cu mine. Că ea deja terminase facultatea.
V-am spus, erau diferențe de câțiva ani de zile. Bun, dar stai că nu înțeleg. Tu de ce erai la Coca-Cola? Nu. Eram la Sere. Păi asta zic. Asta zic. Deci asta s-a întâmplat. Ok. Iar, a picat Ceaușescu. Iar casa care o aveam, o aveam dată de statul român. Ca asta și zic. Cum chiriaș. Da, da, ok. A picat Ceaușescu. Da? Da, în 89. Tu ai intrat la un moment dat la Coca-Cola, încă erai bine cu soția. Da. Erai da, încă bine. Da, bun. După revoluție. Ai achitat după două luni de salariu, nu? Soția aprecia, nu? Vedea că ai evoluat. Am achitat casa da? După ce, gândiți-vă că fata mea e născută în 87. Deci când avea 2 ani, s-a întâmplat în 89 să-i prindă. Deci până în revoluție. Ma, deci nu te-a prins căsnicia tu lucrând la Coca-Cola? Nu, divorțul s-a pronunțat în 1991. Nu. Iar eu casa n-am mai împărțit-o cu ea, că era tatăl stat. Am cumpărat-o eu după divorț. Deci tu ai rămas cu casa? Da. Deci Coca-Cola a venit după divorț. Ok. A fost o chestie așa de la Dumnezeu. Pentru că intrase în depresie, vă dați seama. După ce ai divorțat. Sigur. Bun, câți ani ai lucrat la Coca-Cola? 9 ani. 9 ani. Deci ai făcut foarte aproape mulți bani. Foarte mulți. Și haideți să vă mai spun. În afară de asta am mai avut nași. Unchiul Toma și Tantiana. Din Lacul Tei. M-au botezat la Sfânta Mina în Obor. Iar Ceaușescu le-a luat casa până în 89 și a mutat pe bârcă. Deci aveau casa la curte. Ei mi-au lăsat mie casa lor, pentru că n-au avut copii. După ce au murit. Da. Dar hai să revenim aici. Deci 9 ani de Coca-Cola. Erai divorțat, gata. Aveam noroc deja, a venit Coca-Cola, a ieșit din depresie. Aveam deja 3 case. Din salariile de la Coca-Cola. Da. Plus ce a nașilor. Da. 4. Și la un moment dat am avut-o și a pe-a cincea. De unde? Tot așa, de-a lungul timpului am mai deci, cumpărat. Deci banii nu îi risipeai sau nu îi risipeai? Că văd că cumpărai case. Păi, haideți să vă spun, la un moment dat, ca să vă spun că eu, faptul că am ajuns pe stradă, o pun și pe greșelile mele. Nu se întâmpla. Până acum mi-ai zis doar calități, adică da. N-ai risipit banii că îți cumpărai case. Da, dar hai să vă spun, eu sunt... Mergi pe adevăr, zi adevărul da, adevărat. Sunt foarte strâns la pungă. Păi dacă vă uitați în sacoșele mele, acolo am pieptene, șampon, prosop, papuci, castron de mâncare, lingură, furculiță, tot. Să vorbească spre tine. Deci am casa, o am precum melc în spate. Și ce credeți? Por și Biblia și cartea de muncă. Mi-am asumat toată chestia asta care mi s-a întâmplat pentru că, vă spun sincer, am fost risipitor. N-am fost cu alcoolul, nu m-am drogat, n-am avut anturaje, am fost gagicar, nimic de zis, lumea mă știe. Ce se întâmplă? Faptul, am ajuns pe stradă pentru că aș vrea să fie pentru toată lumea o lecție. Când ești cu bani și confort, nu te mai gândești la Dumnezeu, nu te mai gândești la nimic. Confortul îți dă o relaxare. Când ai relaxare, nu te mai interesează de pe la pe stradă. Dar știi de ce? Că devii tu Dumnezeu. Exact. Deci toate le aveai așa. Când ești la o firmă care e printre primele 10 mondial și vine președinte concernului și stai așa ca la fotbal, cum stă Hagi la 16 metri, când dă lovitura liberă. Mai aproape de microfon. Cum stau cei care stau în zid, că am jucat și fotbal. Eu așa am stat în fața președintele concernului Coca-Cola când a venit să ne vadă și cu ochelari la ochi. Deci erai un iar om... președintele statului Ion Iliescu, când l-a văzut că a ajuns la aeroport, de-abia s-a așezat Boeing-ul 747, cât era la autopen, dar a zis că să rupe pista, stătea drepți. Un președinte de stat a stat drepți în fața lui. De ce? Păi ăla era președintele concernului Coca-Cola în lume.
miliardar. Bun. Și în cei 9 ani la Coca-Cola ai strâns bani, ai făcut bani, ai uitat de Dumnezeu, adică te-au schimbat banii, nu? Da, deci ce să dar te-au schimbat banii față de anturaj, față de oameni? Față erai de orice. Eram atât de plin de mine încât aveam senzația că eu cumpăr oameni. Eu am cumpărat dragostea oamenilor. Cum? Cu bani cumpăr orice, domnul Adrian. Pe și e bine? Adică... Pe moment pe te moment. Simți grandoman, dar pe urmă, și mai ales după ce am decăzut și am ajuns lipit, ca să ajungi, ca să ajungi să citești Biblia pe întuneric, după 3 zile în ghenă și să te trezești că nu ai nimic din 5 case, cum am făcut eu pe lui că numărul 15, toată lumea știe de acolo că am stat la ghenă 3 zile când m-am dat afară din casă. Și poliția mi-a zis așa, abuz de încredere. Știți ce se întâmplă atunci când dumneata ai o geantă cu bani și vii la mine în casă și eu te rogi de mine să o lași în gaș și eu iau geanta cu bani și spui nu mai e la mine în casă, tu frecventând casa mea. Așa mi-a zis și poliția. Tu ai abuzat de încredere, ți-ai dat casa ta, ai investit tot, toată casa ta la casa ei, n-ai făcut nici cununie, n-ai făcut nimic. Iar terminul legal trebuia să stau 3 ani ca să se împartă casa aia, chiar și dacă ești în concubinaj. Bun, dar cum le-ai pierdut? Că ai zis că au fost 4 sau 5 case. Cum le-ai pierdut pe toate? Hai, ai pierdut una, bine, ai pierdut-o. A rămas fetița. Am investit în filtre 10.000 de euro care au rămas tot la fata asta ultima, la 40 de ani. Am făcut excese cu împrumuturi. Am crescut băiatul acelei persoane care am aflat că la 14 ani el avea doar 6 clase. Deci am rămas surprins. Asta a făcut-o, a făcut pe el să se răzbune asupra relației între mine și mama lui, încât, ce credeți? După 2 ani de relație, îmi pare rău, am ajuns la concluzia casei mea, ușa ta. Bun, fără dar tot deja pierduse-i toate casele? Tot, sau... tot. Și crezi că de asta... Și mi-a fost și rușine să mă duc la mama mea. Timp de 2 ani după, a trebuit să mă limpezesc, stând pe stradă, am stat într-un hostel, m-am angajat la fancurier, cum v-am spus. Am dat peste oameni care au încercat să mă ajute, dar pe mine mă întregea foarte mult lucrurile materiale înapoi. Să știți că abia după ani buni de stat pe stradă, îți dai seama unde ai greșit. Pentru că stai și te gândești. Îți pierzi prietenii, îți pierzi familia, oamenii te desconsideră. Oamenii, când le spui că ai ajuns pe stradă, a, pleacă de aici, ești jegos, ai bubă pe tine, mi-aduci plăjiță în casă, ai țânțari. Chiar dacă eu sunt curat din firea mea, când ești pe stradă, deja ai un statut. Da, de ce nu ai stat la mama ta? Sau? Pentru că mama mea a fost și ea la rândul ei, păcălită de sora ei, da? Și de un domn Abin care a avut ea grijă, a venit fata ei, fata dânsului din America, stătea la omul ăla, i-a luat și ei casa, a dus-o, a dus-o fără să știu la azilul de bătrâni, a băgat-o în spital. Ce să vă spun, mulți ani, o casă, chiar două am risipit prin faptul că mama mea nu mai putea să stea în casa aia, casa cu tatăl meu, că ei mi-au lăsat casa, mie stau cu chirie la stat, care mi-am cumpărat-o singură, și ei au plecat o altă casă, că au luat-o prin centru civic, o casă foarte bună, 3 camere, dar acolo a murit tata. Am făcut o mare prostie, pentru că, nu știu dacă știți, în anii 90 era o accelerare de prețuri la apartamente, deci vă dau un exemplu, anul ăsta, acum, luna asta, e 43.000 de euro un apartament. Atunci perioada era când l-am vândut eu. Ba nu, am bine vândut în euro.
43.000 de ore, iar luna peste o jumătate de an a ajuns la 120. Deci triplu. Am făcut mari greșeli. Am vândut când nu trebuia. Și ce ai făcut cu banii? Ok, ai vândut. Ce ai făcut cu banii aia după ce le-ai vândut? Pur și simplu... Că au fost 5 case, nu? Am cumpărat dragostea prietenilor. Fiind singuri și divorțați și faptul că am pierdut familia și copilul nu aveam cum să o găsesc, fiind în alt oraș. Deci ai plătit practic prieteni să stea lângă tine, da, să te simți tu puternic. Exact, da, da. Că erau, deci chiar și iubitele, la un moment dat, nu știam, au fost fete care m-au iubit și le-am dat cu piciorul, fără să vreau. Pentru că judecând la rece după ce rămâi pe stradă, îți dai seama unde ai greșit. Vă spun, banii strică demnitatea, respectul față de om. Ce se întâmplă? Intrați la metrou odată și uitați-vă la oameni. Oamenii nu mai se uită unul la altul, se uită în telefoane. Când ești pe stradă, credeți-mă, și e valabil pentru toți oamenii străzii, pentru că îi cunosc, stau între ei, mănânc cu ei, mă spăl cu ei la centru. Aud povești, mii de povești. Oamenii nu mai se uită unul la altul. Se disprețuiesc, auzi povești, vezi că își cumpără energia prin acest telefon sau laptop. Pe unde vă duceți? În McDonald's, în restaurante. Uitați-vă la oameni. Dar din câte povești ai auzit tu, tu locuind printre ei, da? Care dar și eu am fost ca toți. Da, care sunt principalele cauze sau principalele greșeli ale lor de a ajuns în stradă? Tu știi greșelile tale, dar ai auzit, da, și la ăla și la ăla și la ăla. De la ce? Alcoolul. Deci pe primul loc. Drogurile. Faptul că este o pierdere din familie importantă. Deci un șoc emoțional. Sigur că da. Șocul emoțional îți dă depresie, te termină. Femei? Femeia? Femei. Femeile, să știți că eu am pierdut vreo două case din cauza femeilor. Pentru că m-au sfătuit prost. Una chiar mi-a luat-o, a treia. Ultima casă. M-a făcut... M-a lăsat la ghenă, direct, cu martor, cu tot. Deci cam acestea ar fi, nu? Sigur. Vicile, da. Vicile, jocuri, vai de mine, jocurile, vai de mine. Păi credeți-mă că eu am pus în alveola de la guvern de unul singur noaptea și am scris pe o pancardă, toată lumea mă știe, și jandarmerii și poliția, jos cazinourile, jos PSD, jos PLR, jos așa, jos toate formele, da, de stat, sănătate, primării și astea care au adus la adormirea României. Eu pancarda asta am pus-o pe străzi, vă spun și străzi, am telefonul martor. Dar nu, te cred, te cred, bun. Zi-mi cum e când viața în stradă. Când ești pe stradă, ești foarte atent la detalii. Scurt. Ceea ce oamenii nu mai au detalii. Detaliile lor sunt acasă. Faptul că... Dă-mi exemple de detalii. Păi, de exemplu, eu fiind amărât, eu mai mă uit și voi și alți amărâți care se mai amărăsc ca mine. Și intru în vorbă cu ei. Încerc să-i ajut pe cât pot, dacă am posibilitatea. Dacă simt că este vorba de alcool sau de droguri, evit. Au fost situații când am luat oameni care sub influența alcoolului la bătaie ca să-i potolesc din nebunia lor. Știu ce înseamnă să fii la obregea, dar vă spun, stând printre oameni bolnavi psihic, le înveți mentalitatea. Oamenii de obicei ai străzii sunt majoritatea manipulează foarte ușor pe ceilalți. De bun ce? Manipulatori. Vă spun, faptul că se îmbracă urât mirositor, mergând printre mese, vă dau un exemplu, în centru vechi, de exemplu, da?
cu cât ești mai murdar și împuțit și tăbar pe om și dai o lacrimă la mișto, că mulți știu să joace teatru, vă spun că impresionează, pentru că omul și zice, dă una ca să scape de el și dă asta, altul care îi se face milă. Ați auzit prin București că sunt dăștea care merg pe stradă și vezi cu ciorapii fără încălțări care au Revolut? Eu am rămas uimit, eu n-am niciun card. Eu n-am nimic, eu n-am niciun cont bancar. Pentru că nu mai vreau să am conturi bancare în România. Am un cont bancar, vă spun, în Malaezia, pentru că eu sunt în timpul liber la Gano Excel, este prima cafea sănătoasă din lume care a apărut în Europa, din Malaezia, și prima țară a fost România. Și sunt de, la ei de 15 ani. De ce atât? Este o cafea care are cafeină exact cât să nu te dea peste cap și e cu o plantă care se numește Rishi, care se spune că e planta lui Dumnezeu. Deci doar... Mie îmi plac să promovez de când... Haideți să vă spun, să știți că dacă am lucrat la Coca-Cola, eu am promovat o catastrofă. Coca-Cola este foarte dăunată. Eu știu din ce este făcută. Așa că avertizez pe toată lumea. Cu cât bei mai multă Coca-Cola, cu atât copiii, să sperești copiii de Coca-Cola, că știu din ce e făcută. Păi, cofeină? Ce cofeină? Deci zahărul ăla te rupe. Deci, faceți experiență, beți o sticlă de Coca-Cola seara, puneți-o lângă pat de 2 kg și să vedeți că vă sculați din somn, bând din ea, dar de ce? Aia îți face sete. Și neavând altă sticlă de apă, o bei pe aia. Și îți face sete, îți dă o senzație mișto. Am lucrat la ei de 9 ani și știu. Și numai aici a fost, vă spun sincer, pentru că... Bun, orice produs, vă spun, orice produs, dacă nu este ambalat în ciob, lichid, nu este calitate. Fără discuții. Ce e în plastic și... Și uite, vezi în plastic, dar tot ce este în plastic, asta se descompune. De ce? Sunt diferențe de temperatură. E vorba de transport. Corect. În magazie... Asta trebuie să fie între 2 și 10 grade. Niciodată ea stă în depozit până se plimbă, până merge cu trenul, până merge cu mașina. Deci ce e la plastic, ne-am plastifiat. Sunt lucruri care le știu, țin cont de ele și să știți că pensia mea care o am nu mi-ajunge pentru mâncare. Pentru că sunt prea sărac să dau bani pe lucruri ieftine. Bun, bun. Zim, care a fost cel mai greu moment din stradă? Nu știu, care ți-a inspirat ție frică sau... iarna ți-e greu când nu ai un să dormi sau... Da, frigul. Cel mai greu este atunci când te duci într-o sală de așteptare în aeroport, în Otopeni, și te dă jandarma afară în ger. Și nu odată. Acum mai nou, să știți că acum un an și ceva au făcut front comun toți, jandarmeria, poliția, antitero, pentru că aveam o mărâtă de trusă. În fiecare zi mă lăsau să stau acolo, în fiecare zi când intram pe aeroport, toată lumea știe. Nu poate să... Eu am și dovezi. Așa. Și să vedeți ce au făcut. Mă băgau, eu n-am fost niciodată plecat în nicio țară din lume. În nicio țară din lume și am pașaportul la mine. Da. E intact. Dacă îl vând pe ăla, cred că iau ceva bani, pentru că e din 90 pașaportul și n-are nimic pe el. E virgin. Cum credeți că mă simt eu când mă bagă pe tubulatură de că s-au plictisit că să mă verice, pentru că eu am trulări, am haine ca orice om, ca și cum ar pleca undeva în altă țară. Deci îți iei cam tot, și ciorap, și kilo, și mai ales că eu nu plecam, aveam și unghieră și șampon. Așa, stăteai ca să treacă noaptea. Exact. Și aveam o chestie smart. Singura posibilitate din România ca să faci baie, să țineți minte, primul lucru care l-am învățat este să te speli în moluri. La handicap te închizi înăuntru, dacă ești băiat educat, după ce ai făcut baie, ștergi frumos ca să mai vină și altul,
stai acolo o jumătate de oră, te săpunești, te speli, pa, 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 cu laveta și te faci brici. Nu existau centre acum 16 ani. Nu știam să mă duc, eram pierdut. Nimeni nu deschideau. Deci tu de 16 ani stai în stradă? Da, doamne, eu am stat și în gara, am dormit în triaj, am prieteni, mă știe lumea, de oameni buni. Mă știu oameni pe stradă, eu umblu. În spălătorie auto, am făcut fel și fel de munci care sunt sub educația mea și faptul că am terminat colegiul Gheorghe Șincai cu BAC. Bun, unde e fata ta? Că ai o fată. Aș vrea și eu să știu unde e. Când lucrez la o bancă, să știți că regimul băncilor este destul de delicat. Și dacă ești un simplu lucrător acolo, nu se dau informații unde stă. Acum mai gândesc și la un lucru. Fata mea, probabil, de rușine, ce s-a întâmplat în trecut, nu mai vrea să ia contact cu mine. Sau poate a fost mințită că sunt vreun dement, vreun bețiv. Dar ai vorbit cu ea vreodată? Da, la 15 ani, ultima oară. Și cum a fost discuția? A fost, am plecat din București, m-am dus direct unde era liceul ei. Era, dacă nu mă înșel, la ora de diligenție, culmea. Și diriginta, care eu eram divorțat de 13 ani, el și avea 15 ani, deci da. La 2 ani am divorțat. Diriginta știa cine sunt, am rămas uimit, mască. Deci, și ce a zis fata când te-a văzut prima dată la 15 ani? Nimic. A plâns 3 zile, de nici măsa nu știa. Și tu ce i-ai zis? I-am zis ce să-ți dau. Vedeți că eram într-o perioadă când eram la Coca-Cola și aveam foarte mulți bani. N-am putut copilului să-i las nici laptop, nimic, nimic, nimic. Bun, dar stai un pic, stai, că totuși... Deci, când fata avea 2 ani, tu ai divorțat. Da. Și până la 15 ani nu ai mai vrut să o vezi? Adică mi se pare foarte... N-am putut, din cauza muncii. Munca de Coca-Cola m-a rupt în două. Haideți să vă spun, știți cum e? E ca un drog. Când muncești, când faci o meserie care îți place, și o faci cu drag. Și vin și bani. Și vin și bani. Vă spun că totul e poezie. Nu există să nu-ți iasă ceva când faci cu drag și plăcere. Nu există. Deci, dau un exemplu. Tu, care ești stilist, da? Tu ai face meseria asta, ai obosit vreodată când faci meseria asta? E foarte greu să obosești când faci cu drag și plăcere. Da, dar la un moment dat se duce. După mulți ani de practică, după mulți ani. Obosești. Da, da, ăștia au fost deștepți pentru că au creat un sistem să nu te corodezi. Îți schimba zona, te creștea în grad, îți dădea o mașină, îți dădea bani în plus, da. Te umfla, îți dădea o poziție, îți dădea o altă clasă. Adică oamenii au... Psihologic. Psihologic. Bun, hai să revenim la fată. Deci ai văzut-o la 15 ani, după care, în ziua de astăzi, de atunci n-am mai vorbit deloc cu ea? O văd pe Facebook, pe un... Deci o urmărești? Pe un site de Facebook care practic nu mai este activ, dar i-am văzut poze și le-am... Deci ea lucrează într-o bancă? Da. Nu pot să dau nume. Nu, nu. Ce simți tu în interior, dar fii sincer, spune ce simți tu. Sincer și ce simt, aș vrea... E durere, e... Da, să spună care este motivul de ce nu vrea să întâlnească măcar o dată cu mine la o cafea. Nu am pretenții, Doamne ferește, a fost crescută superb. Copilul ăsta a avut o ambiție încât ea, cât a fost în facultate, să știți că a stat în cămin. Dar tu de unde știi toate astea? Pentru că am fost la cămin la ea când avea 20 de ani, dar n-am găsit-o în cameră. Tot cu Jacu am vrut să o găsesc. Și am lăsat numărul de telefon și eu i-am intrat în depresie atunci. La 20 ceva de ani, când ea era în Moxa, căminul Aseului, mi-au spus colegele care, că nu e în cameră, i-am văzut lucrușoarele, dar n-am văzut-o de la 15 ani. Și nici atunci ea n-a venit în întâmpinarea mea. Cum credeți că mă simt eu ca om? Chiar poți să ai milioane de euro.
când copilul tău nu-ți dă nicio explicație să spună de ce nu vrea să stea de vreo cu mine. N-am bătut-o, n-am făcut nimic rău. Nu, dar nu poți să o judeci. Pentru nu că, judec. Ascultă-mă, stai să zic cum o văd eu. Tu te acum rog. Îți primești pedeapsa. Tu ai zis că ai prins-o pe soție cu un alt bărbat, da? Da. Dar tu până în momentul ăla în care s-o prins pe soția ta cu un altul, da. Ai fost ușa de biserică sau te-a prins și ea de câteva ori că o înșelai? Fii sincer. Sincer vă spun. Nu aveam cum. Eu munceam de luni până vineri, zi de zi, la sere. Eram singur în casă, cu trei camere. Când ai 20 de ani și ai un copil care îți pleacă de la tine după 2 ani și îl speri zi de zi, lună de lună, timp de 8 luni până i-a căzut buricul. Deci speri zi de zi că ea nu putea, că era slăbuță, era după... Așa. Deci tu vrei să zici că tu n-ai înșelat-o deloc? Până atunci nu. Martor mie Dumnezeu. Dar după ce am aflat, mi-am făcut de cap. Și... Deci de acolo s-a rupt tot. Sigur. Deci și asta e o depresie care se adună. Dar tu acum nu știi cum a crescut-o mama ei și ce i-a zis despre ba, da, tine. Ba da, știu. Nu, ce a, nu știu, tine? Nu știu. Și aș vrea să aflu. Deci simți cumva, pe păi de asta zic. Și cumva. Nu vreau nici să deranjez, pentru că hai să vă spun. Eu am încercat, am vorbit cu fosta soție și am zis de ea, las-o că are examen, las-o că are bacul, las-o că e primul an de facultate, nu-mi tulbura copilul. Și din dragoste pentru copilul meu, nu pentru ea, pur și simplu am zis, băi, hai să o las. Dar acum simt cumva că ai și o furie pe ea, pe fată, lasă pe soție, pe fosta. Eu... Da, pentru că o văd pe Facebook, văd și ce casă are, văd și ce statut are, văd că are un băiat super, bărbatul ei, da? Și am și doi nepoți care nici am mirosit. Și băi, dar vreau să văd și eu cine mi-a dat naștere, dă celula mea, nu? Din sânge, din sângele meu. Deci te simți cumva nedreptățit? Sunt frustrat, dar sunt am amărăciune, cum poți să-ți imaginezi ce fac când sunt singur. Stau ca prostul și mă gândesc la toate soluții. Toată lumea își dă cu părerea, dar nimeni nu știa de oră. Decât ea, trebuie să mi-i spună. Bun, și cu mama ai vorbit, cu soția, fosta ta soție, să zică unde o poți găsi să mergi? Nu, a zis că te rog frumos, lasă-mi copilul în pace. Și am respectat chestia asta. Eu, de când am prins-o pe ea și am dat doar o palmă și am spart toate geamurile prin casă. Pe ea pe cine? Pe fosta? Pe ea și pe așa. Mi-a dat interdicție poliția în Slatina și... Până la 15 ani nu m-am mai dus din cauza muncii care aveam. Munceam zi și noapte în continuu, zici că eram turbat. Erau și bani frumoși, începuse și gagicile. Deci pe mine m-a transformat. Să știți că căsătoria la 20 de ani este superb. E auzi, oare, nevinovat atunci. Da, bun, dar oare, nu știu, mie mi se pare că ai trecut... Brusc. Brusc, cumva parcă după ce ai prins-o... A fost pe parte, a fost durere, da, că nu te așteptai, dar parcă a fost și o eliberare, adică gata, mă, acum trăiesc viața. Aveai bani, erai la Coca-Cola, no, să fi fost treaba asta, fi n-a sincer. Fost, nu, Sorine? Nu. Nu, pentru că mă duceam la cluburi și chiar dacă aveam bani în buzunar, mă uitam la oameni din jurul meu. Și chiar partenera mea, dacă era, sau prietenii mei. Și stăteam și mă gândeam, zic, oare e bine să mă distrez eu acum și fata mea cine știe ce face, ce... Deci eu aveți sentimente de vinovăție. Da, am greșit și eu. Eu am greșit... Nu, față de ea. Am greșit față de ea că nu am făcut tot posibilul datorită unei porcării. Oameni buni, când aveți familie, când aveți copii, să știți că copilul nu te mai respectă dacă tu nu te duci în primii ani de viață și după
școală, nu stai de vorbă cu ei. Și stai aproape. Să-i sprijin. Bineînțeles. Păi am fost la serbare, povesteam lui Octav. Fii atent. După ce au zis fetele mele poeziile, ce aveau ele, la un moment dat a intrat o fată, erau părinți acolo, mulți, și mă uitam, și era blocată. Uh-huh. Fetița, nu știu, 6 ani pe acolo. Și se uita stânga-dreapta. Învățătoarea care era lângă acolo, mama, mama, unde este mama? Fetița stânga-dreapta. Iar învățătoarea, unde e mama, că nu poate să înceapă poezia până nu o vede? Și până era într-un colț, mama care făcea cu mâna. Și atunci fetița a văzut-o pe mamă, dar tot a avut un blocaj, da? Și a șoptit învățătoarea începutul și pe urmă ușor, ușor și-a dat drumul. Și mi-am dat seama, uite mă, săracii, bă, cât înseamnă pentru un copil să-și vadă ambii părinți. Nu spun doar de un părinte. Exact. Ambii părinți. Contează, da? Enorm într-o relație, sigur. Deci oricât ați încercat voi să-i cumpărați, da, cu cadouri, nu cu alea, poți, nu lipsești de la nicio serbare, niciodată. Îl susții, ești acolo, îl încurajezi. Cum le-am zis eu la fete azi, tati, nu uitați, familia Niculescu e cea mai tare, numărul 1. Deci dacă greșiți, se întâmplă ceva, sunteți numărul 1. Eu vreau să le implementez setarea foarte asta de bine, numărul 1. Știi? Nu-ți cumpăra copiii cu bani. Niciodată. Pură, deci dacă ți-ai cumpărat copilul cu bani, l-ai terminat pe el. Provin dintr-o familie săracă sau ai avut bani? Adică de ce ai ajuns în stradă? Provin dintr-o familie foarte bună și am avut 5 case, am avut posibilitatea, am primit și moșteniri, dar am risipit banii. Deci a fost pentru mine un copil avut posibilități. Nu lipsea nimic. Îmi făceam toate poftele. Dar n-au fost bani primiți, au fost bani munciți. Au fost de tine. Și moșteniri de la nași, de la părinți, dar au fost și pe munca mea. Cât am lucrat la Coca-Cola atâția ani, s-au adunat bani mulți. De ce ai risipit? I-am risipit. Ce înseamnă mai exact că i-ai risipit? Faptul că anturajele cu prietenii, la un moment dat nu știam pe cine am lângă mine, mi-am dat seama că prietenii sunt pentru bani. Îți dau un exemplu. Când ai bani șoferi, da? Cum face Gigi Becali, vă dau un exemplu. Știți ce este la el la poartă, la palat? Cârd de oameni. Sute de oameni. Dar ia să nu mai dea bani. Știți ce face lumea? Te înjur, te înjosește, te bate joc de tine, te bajocorește. El de câteva luni de zile am înțeles că nu mai oferă oamenilor sărmani bani. Cântărește foarte mult lucrul ăsta. Și l-a apreciez pe chestia asta. Dar vedeți că oamenii cu banii de multe ori când ajută cei amărâți, nu cântăresc. În primul rând, domnul Gigi Becali, vă dau un exemplu, se uită în ochii tăi. Iar dacă vede că vii prea des, te gonește. Îi spune în față. Măi, ești nesimțit. Ți-am dat acum o săptămână, acum 2 zile. A, deci te ține minte. Păi bineînțeles, deci are o memorie extraordinară. O altă chestie cu oamenii care oferă celor sărmani, oameni buni, cântăriți, pentru că nu vă dați seama că banii care îi dați dumneavoastră, oamenii, și am dovezi, pentru că stau lângă ei și îi văd, beau alcool, se joacă la cazinouri, se droghează, cântăriți bine, uitați-vă la detalii, uitați-vă la mâini, uitați-vă cum sunt îmbrăcați. Nu vă lăsați impresionați de oricine, că dintr-un amărât poți să-i faci mai amărât, să-l distrugi. Pentru că nu le mai arde de muncă. Eu aveam niște materiale în care propuneam, nu știu dacă îi știi pe cei care fac mimă la semafoare, din ce în ce mai mulți, cei care sunt pictați. Și vin la semafoare cu un baston, da, și râd. Am văzut și pe aviații un șoricel, mai sunt și, da, haine. Care e treaba cu oamenii aceștia? Eu consider că evită munca. Tot o cerșeală e.
Cerșeală este sub foarte multe. Eu am fost atent. Oamenilor le place să iau un ban fără prea mult efort și pur și simplu un râs. Da, consider că și statul îi susțin, adică foarte multe centre unde să vă spălați și voi și hainele și așa mai departe. Care centre? Centre sunt de mâncare. Foarte puține. Știu că pe la Cismigiu e tot așa un om al străzii. Da, Sfântul Constantin, câteva, mă rog, multe. Da. Centre de mâncare. Deci sunt foarte multe, mâncare bună. La un moment dat îmi spunea că unii se certau, nu mai merg domne acolo, că nu-mi place mâncarea. Adică din moment ce tu îi susții, le dai mâncare absolut orice, normal că ei cu banii ăia beau, fumează. Deci statul român nu face nimic ca să resocializeze aceste persoane. Uite cum sunt eu. Eu m-am dus, m-am plâns la spitale, la primării. Absolut nimic nu face să resocializeze. Știi dar ce ar trebui să facă statul? Adică ce ajutor ai vrea tu din partea statului? Statul nu trebuie să te țină ca o formă de a cheltui bani prin angajații care are. Știi ce fac ei? Murișcă. Vă dau un exemplu. Paladi. Sfântul Ioan Teodor Paladi, numărul 62. Un centru de zi și de noapte adună oamenii, sunt obligați, îi cântăresc prin profesionalism de către niște asistenți să nu le creeze probleme, pentru că sunt oameni care nu se pot adapta în comunitate și pe unii îi primește, pe alții nu. În funcție de ce? În funcție de criteriile astea. Dacă vine unul care e alcoolic, da? Să facă intră în sevraj. Pe bune, acolo o să fii în fiolă. Nu poți să intri într-o comunitate mixtă de femei și bărbați, la etajul 1 sunt femei, noi interacționăm cu noi la cantină, la astea. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Trebuie puțin disciplinați. Dar unde greșește statul? Nu creează forme pentru acești oameni, pentru că ei se debilizează, se cretinizează, cum să vă spun. Bă, nene, se ia pe criterii ce școală a făcut, ce pregătire ai, dacă nu ai, ajută-te, dă-le a doua șansă. Pe bune, sunt oameni care au 3-4 clase, dar dă-le a doua șansă, ajută-i, fă-i o pârghie, să continue 2-3 clase sau 6 clase care le-au făcut. Nimic nu face. Dar nici ei nu mai vor. Nu mai vor, dar stimulează-i, joacă-te cu ei. De ce preotul ăla, nu știu pe unde, are 1000 de copii și ce credeți că face cu ei? Grădinărit, crește o capră, alea, e ca un fel de bloc da, alimentar care se auto... întreține. Da, deci vorba dulce, mult aduce. Dacă sunt oameni pregătiți și formați în felul ăsta, n-ai cum să nu scoți. Păi dacă eu îi văd și stând de vorbă cu ei, îmi dau seama că nu e adevărata lor față. Faptul că fac circ, faptul că cerșesc pe la biserici și pe astea și stă cu mâna așa, dar el e normal, sau stă cu piciorul de desubt, dar el e întreg și merge. A? Cum crezi că mă simt? Crezi că eu nu m-am dus la cazinouri? Dar după ce am pierdut averea, m-am dus și de ce? Ca să beau un ceai cald, nu beau alcool, să beau o cafea și să simt dopamina aia, că se declanșează pe o miză mică la început, după aia m-am prostit câteodată și mi-am pierdut și pe zi. Și am luat-o de la capăt. Deci ai jucat și când aveai bani? Nu! Absolut nu! Am jucat după de 16 ani, de când și mai nou, așa, cred că sunt 6 sau 7 ani. Bun. Și ce vreau să te întreb eu, o chestie pe care am regăsit-o în majoritatea acelor oameni ai străzii cu care am filmat. Da? Da. Și doar te întreb. Ei spuneau, deci vorbim de persoane diferite, că vezi, domne, ei au ajuns să se autopedepsească și să își dorească să se izoleze de toată lumea și să stea în stradă.
că așa au dorit ei. Dar de fapt, pe urmă, m-au contactat și neamuri de ale lor care mi-au spus că nu era la adevărul prezentat. Exact. La unii din ei, atenție. Nu la toți. Vedeți că fiecare om e unic în felul lui. Da, corect. Dar ce vreau eu să zic? La majoritatea eu am observat aceeași chestie. Vorbim de oameni libertini care au fugit de responsabilitatea de a face față presiunilor. Fie că vorbim de familie și așa mai departe. Adică, oamenii aceștia ai străzii își doresc cu adevărat să iasă din stradă? Adică ei s-ar mai adapta dacă ei pune într-o garsonieră și să reintre în societate, să plătească facturi și așa mai departe? Să spun eu. Că eu cred că nu își doresc foarte mulți dintre ei. Nu. Nu. Pentru că și asta e un confort. Ai să râzi. Omul străzii, adaptat pe stradă, la un moment dat, primește un confort. Adică primește de la tine, de la ăla, de la biserică, de la oameni care... Un confort pe care nu-l primești atunci când ai acte și trebuie să achizi, exact. Și ai familie și ai... Și deci mai presiunile alea. Vrei să mănânci? Du-te, mă, colo, colo, ești liber să pleci, să faci ce vrei. Ăsta este un confort, dar confortul ăsta, la ce ai spus pentru unii, e suferință. Pentru că ei, la un moment dat, când intră în depresie și își dau seama că nu e ok ceea ce fac, unii mai fură, unii mai adună sticle, unii mai cerșesc, își aduc aminte cum au fost poate într-o altă viață dinainte, când au fost și oameni normali, cu familie și cu tot ce trebuie. Sorine, numai un pic, vreau să te întreb eu o chestie, dar înainte de asta vreau să vă reamintesc de cazul Herminei. Apăsați pe linkul de mai jos și haideți să luptăm, să strângem fonduri și să o scoatem pe Hermina din stradă, să îi putem închiria o garsonieră, nu știu, pe o perioadă de 2-3 ani, da? Care nu știți despre cazul Herminei, aveți linkul mai jos. Bun, Sorine, 16 ani de stradă. Povestește-mi despre ce înseamnă strada, supraviețuirea. Cât de greu te-ai adaptat, mai ales după ce ai pierdut casele, toate casele, da? Și ai rămas în stradă. Cât de greu te-ai adaptat tu și care a fost cea mai dificilă parte când te-ai văzut acolo în stradă și nu aveai unde să dormi? Când ești pe stradă și nu ai unde să dormi, la un moment dat încerci să găsești soluții. Atunci când nu ești bine hrănit, nu te hidratezi, devii cu probleme psihice. Irascibil. Da. Eu simt lucrurile astea și să știți că foarte frecvent m-am dus la Obregia și am stat de vorbă cu psihiatru și m-a internat câteva zile, o săptămână, două, o lună, cât a considerat el. Mi-a făcut tratament și mi-a zis, ia pastilele astea. Deci prima luptă care ar fi? Cu foamea? Cu frigul sau cu neacceptarea? Da, neacceptarea. Când ești pe stradă și te vezi prin ochii oamenilor stând pe stradă, e nașpa. Pentru că la un moment dat ai senzația că oamenii se uită ca la un nespălat sau un om care nu merită atenție, de care trebuie să te ferești. Și sentimentul ăla îl simți atunci când te resping. Sentimentul ăla îl simți când polițistul vine și te trezește din fața blocului sau pe bancă și dă cu bocancul în tine. Sentimentul ăla când te duci într-o sală de așteptare și te dă afară ca pe o măsea stricată. Sentimentul e urât când te duci și te rogi frumos să duci până la toaletă și ești îmbrăcat mai murdărel așa, să faci și tu un pipi sau o nevoie. Ești nevoit să faci pe la buscheți, pe după copaci, de-aia și mulți nu mai au rușine, nu mai au bun simț, nu mai au nimic. Deci tu acum dormi într-o scară de bloc. De bloc, da. Și cum sunt oamenii? Te ascunzi de ei? Intri noaptea după ce... Intru... Am o chestie. N-aș vrea să divulg pentru că acolo sunt camere. Și pentru că am grijă la modul cum sunt îmbrăcat,
am un carton. O strategie a ta. O strategie. Deci nu asta e strada. Care l-am pitit după calorifer, da? Îl iau seara după calorifer, că nu e bine nici să ies prin fața cameră și să mă întâlnesc cu vreun vecin. Mă uit și eu în telefon să văd cum arăt, cum asta. Trebuie să mănânci până la anumită oră. Îți asculți organismul. Vreau să vă spun că sunt oameni care mă cunosc la spălătorie, chiar șefa îmi spunea: și Sorine, tu mănânci mai bine ca noi, ești mai îngrijit ca noi, ești mai calm ca noi. Dar am și momente când intru în crize. Când ai țigări, ce faci? Fumezi chiștoace? Da, dar sunt atent, nu le iau de pe jos, îmi cumpăr filtre, îmi cumpăr hârtie, iau tutunul care e bun și îmi fac tutun. Bun, și când plouă afară și nu mai găsești pe jos? E nasol, da, e nasol. Trebuie să te duci să te rogi de unul și de altul, sunt foarte scumpe, oamenii dau pe ei, dar dacă știi să vorbești, contează foarte mult și cum stai de vorbă cu un om. Dacă îi spui și îi spui o poveste frumoasă, oamenii îți dă. Și credeți-mă, când ești vânzător profesionist și ești învățat să vinzi un produs cu tot... Te descurci. Dar zi-mi, la ce dorm, la ultimul etaj, la parter? Mi-a rămas gândul la scara de bloc, adică nu mă pun în locul dar tău. Dar îți spun că acolo unde dorm nu trec oamenii decât care au chef să meargă pe scări. Pentru că nu există uși. Sunt niște scări care până la un anumit nivel nu există nicio ușă de apartament. Doar pentru cei care mai au câte o bicicletă și o urcă. Și vreți că până acum n-au dat de tine acolo în scara? Ba da, și administrator, dar m-au gonit. Și e o breșă, este singurul loc unde nu există camere de la vedere. Deci trebuie să fii foarte atent și după asta. Am un prieten care e omul străzit și doarme pentru că are card bancar și primește pensia pe card în chestiile alea unde intri BCR, BRD, intri în interior cu cardul și doarme acolo pentru că e cald și bine. Aparatele alea, dacă nu au o temperatură, da, da, ATM-urile, nu declanșează, se strică. Deci se nu îl găsesc dimineața, pleacă da, dimineața. Mai vin câte unii, se scoată bani și dacă sunt femei, dă telefon la 1-2, dă-ne poți să aia că e un de-asta care doarme aici. Și vine security și scoate afară, sau poliție. Sorine, femei cu copii în stradă, ai văzut? Foarte mult. Care și au fost date afară de către bărbați? Da, sau... da. Cunosc femeie care mi-a cerut ajutorul și are bărbat, n-are copii, dar a fost violată și nimeni nu face nimic pentru ea, pentru că omul este plin de bani, e milionar, am toate mesajele aici, dar sărăcuța de aia nu știe, iar soțul ei o disprețuiește pentru că nu acceptă cum a putut ea să fie lăsată. Ăla pur și simplu a luat-o cu forță. Dacă vezi mesajele care le-am de la ea, da, nu, eram curios dacă... Sunt foarte multe femei abuzate, sunt foarte multe femei care nu mai sunt nici de plină facultății mentale și cedează... Cu copii după ele? După copii, dar statul la un moment dat ia. Unele mai păcălesc statul, găsesc pe aici pe acolo, dar copiii aia nu sunt crescuți cum trebuie. Copiii aia sunt manipulați. Sunt puși la cerșit, da. Vă dau locuri de... Haideți să vă spun, am fost la o secție de poliție acum câteva zile pentru că am fost martor la un incident pe Calea Victoriei. Deci nu mare lucru. A generat atâta chestie încât am stat 6 ore acolo. De ce? Pentru că cei care au generat aia au venit 15 niști și dintr-un simplu martor, ăla care era acuzat de probleme grave, da, eu doar ce am văzut, s-au dat la mine. Și am luat foc. Eu sunt omul străzi. Eu, dacă e, dau cu pumnul, nu stau la discuții. Și am ieșit afară la o țigară și ăștia m-au amenințat să moară, să facă, că te împachetez, că te fac muci. E, cum crezi că m-am simțit eu? Când într-o secție de poliție vin sirieni, iranieni, la secția 1 poliție și fac asta. Și polițiștii râd cu ei pentru că sunt parfumați
și a ultima mașină și hurie pe Calea Victoriei de bubuie motorul ăla și tobele alea care sunt găurite și asta. A? Cum crezi că mă simt eu ca om? Când pe tine te tratează că ai buletinul și vede că pe buletin și, ești fără domiciliu și ești lipsă domiciliu. Cum crezi că mă simt eu ca om? Când respectul cum mai oferă... cresc eu? Da. Când, de unde știu eu că pe hol aia nu i-a dat la polițiști, ai zis, las-mă câte 1000 de euro. Că erau sirieni, doctori, da? Și tupeul lor era să bubuie ca să femeile să fie impresionate de BMW-ul lui ultimul tip. Hmm? Sunt foarte multe lucruri care pot să vă povestesc. Dar asta înseamnă să stau mult și... Da, nu știu dacă oricum e bine. Nu, o să mai facem și da. Alte episoade. În încheiere, care ar fi sfatul tău pentru privitor, pentru oameni? Ca o concluzie finală, care crezi că a fost cea mai mare greșeală ta de ai ajuns aici? Faptul că ai încredere prea mult în persoane care nu merită. Trebuie să cântărești mult. Aparențele înșală. Atunci când iubești, Adriane, să știi că greșești. Sunt foarte puține femei și bărbați care nu apreciază pe cel care... Vreau să spun că văd femei care n-au noroc și ele sunt impecabile. Nu fac nimic, nu asta și sunt acuzate și bătute și chinuite. La fel și pe partea asta. Păi mă, dacă tu vii acasă și spui dragostea mea, iubita mea și răzea, și ea după ce ai plecat și te duci și muncești, poate pleci în străinătate, și ea se duce cu bombardieri, cum crezi că simt lucrul ăsta? Eu am pățit-o pe pielea mea, să știi că am cumpărat dragoste și e nașpa rău. Pentru că am vrut și să repar viața de la 22 de ani, nu de când am. Păi da, dar ai cumpărat, dragostea nu se cumpără. Păi vezi, când muncești prea mult, nu mai ai timp. Păi și când îți place ceva, cumperi. Da, dar când nu ai cumperi bani. Niciodată o femeie prin bani. Păi știu, dar vezi că... Deci e vina cuia ta? E vina și a mea și e vina și timpului, pentru că oameni din ziua de azi muncesc atât de mult încât nu mai au timp de copii, nu mai au timp de familie, nu mai au timp de nimic, nici măcar nu mai știu zilele deci, de naștere. Ai intrat și tu în vârtejul ăsta. Vai de capul meu, vai de capul meu, cum să... Este crunt, este... Viața e atât de grea, mai ales că acum toate s-au scumpit... Tu ai impresia, uite, în sacoșele mele am sticle, goală. Mă duc și adun sticle, frate. Deci nu există, nu se poate. Dacă vrei să mănânci și nu ești în stare să dai cu lopata, dacă eu trebuie să stau... Sau să cerșești. Sau să cerșești. Am stat 3 luni, trebuie să stau 3 luni să nu fac efort, trebuie să-mi cumpăr și eu brâu. Trebuie neapărat să-mi cumpăr brâu, că m-am operat. Da, deci strângi sticle, da, uite acolo. Și uite sticle, da. Am în sacoșe, acolo am și prosopul, am și papuci și șampon. Sorine, un lucru nu mi-ai răspuns. Te-am întrebat care a fost greșeala cea mai mare, adică cine e primul vinovat pentru că tu te afli în stradă astăzi? Eu. Asta vreau să zic. Eu. Deci nu găsești alți vinovați. Nu există ci sfat aia pe șmecher. Am oferit prea mult fără să fiu chipzuit, fără să fiu înțelept. Când îți dispare înțelepciunea, ești terminat. Te manipulează toți. Corect. Și corect. Mai ales când te afișezi cu bani. Dacă te simte cineva că ai bani, nu mai scapi. Nu mai bine să stai umil, să n-atragi exact. Atenție. Exact. Și să fii mai modest. Adică, băi, ai ceva bani, ajuți. Dar nu mai fi galantul, nu mai fi, băi, uite ce. Tu acum te descrii pe tine. Da, când erai, nu? Când bă, aveai hai de capul meu, hai ce plăcere aveam să scoți sutele de euro. Când scoți bani, am făcut și eu de astea. Cheile de la mașină să le arunci la mișto într-un bar sau un restaurant, să vadă ce mașină ai. Ce... Asta tot o lipsă de apreciere interioară. E o frustrare, da? Pentru că vrei să spun ceva, de multe ori n-ai bani și intri într-un club și îți dai seama că n-ai să bei asta, dar îți dai mai mașina și n-ai nici benzină să ajungi până acasă.
se întâmplă și de astea. De ce? Că tot ai fost risipitor. Tot să ții imaginea sus. Exact. Da. E, când îți pierzi imaginea, devii vulnerabil și faci greșeli. Calci în străchini și se sparg. Când calci în străchini, se vede. Și oamenii, să știi că atunci când devii ciudat, se cam feresc de tine. Și fără putere și grabe. Da. Prietenii spuc de tine. Ultima întrebare. Dacă de mâine vine cineva și îți dă 1 milion de euro, ce faci? Care e primul lucru pe care îl faci? Mâine ai 1 milion de euro. Sincer să fiu. Sincer, primul lucru pe care îl faci. N-aș mai fi atât de... Eu sunt o persoană care îmi place să cumpăr ce e mai bun. N-aș mai fi atât de risipitor cu banii. M-aș gândi și la ziua de mâine. Și m-aș gândi la zilele când am stat prin Triaj, prin aeroportul, prin Gara de Nord, pe scări, prin parcuri, da? De m-am mâncat în țari, prin foișoare și pe unde am apucat, prin boscheți. Deci ce ai face cu ei? Zi-mi practic. În niciun caz nu i-aș, nu i-aș băga în bancă. Nu mai am credere în bănci pentru că am o bani la bancă, am scos la timp la Bancoresc când v-a dat faliment, m-au înșelat câteva bănci, m-au prostit și băncile sunt ciudate. Sunt curios cum o gândești. Deci tu mâine ai 1 milion de euro, ce faci cu ei? Zi-mi practic. Sunt persoane pe stradă care mie sunt dragi, dar nu vreau să dau nume, și le-aș ajuta din umbră. Adică în primul rând aș vrea să le ajut cum ar trebui societatea românească să ajute și nu mai toată lumea. Ajută pe cineva, dar din umbră, nu să-l strici, să-l ajuți cu adevărat pentru acel lucru. Nu să-i dai bani și el să-și ia alcool sau nu știu ce, droguri sau țigări sau nu știu ce. Dă-i pentru lucrul ăla. Bun, deci cu o parte i-ai ajuta pe acele persoane, le-ai ajuta. Altceva. Și ce să spun, copilul meu e bine, n-ai lipsește nimic, slavă Domnului. Am lăsat-o în pace că poate o veni vremea, nu forțez nota, să se întoarcă la mine, să-mi spună, băi, uite așa, așa, nu vreau, din cauza că mi-a zis mama, că da, mi s-a părut mie că ești ciudat. Ce vreau să-mi spună? Asta ar fi cea mai mare bucurie a mea. Adriane, când îți vezi copilul după ani de zile și vezi prin poze că e bine și asta și tu nu știi unde stă, unde locuiește și unde lucrează, nu au voia să spună că e bancar, sistem bancar, tu crezi că persoana nu s-ar schimba? O persoană care e pe stradă, eu cred că s-ar schimba. Eu cred că ea va da de clicul ăla să schimb faptul să nu mai devin coleric, să nu mai bat lumea când mă enervează, să nu mai mă cer cu poliția, să nu mai dau de lucru la poliție, că dau telefon la poliție și spun că am pus bombe prin moluri. Da, da, am făcut și de-astea. Dar mi-am luat și amenzi. Mi-asum. Pe banii mei, mi-asum. Sorine, dar dacă ești bași joc de mine, îmi bași joc de ei. Ce îți dorești tu pentru viitorul tău? Dar sincer, fii sincer. Ce îți dorești tu de la viață în momentul ăsta? Aș vrea să nu mai trăiesc, dacă aș avea posibilitatea de confort sau bani, să nu mai am confortul ăla care îl aveam atunci când... Am avut și moșteniri și bani mulți. Să fiu mai atent cu ce al meu, să nu mai spun la toată lumea, să nu mă mai asta afișez. Asta da, dar altceva zic eu. Acum, pentru viitorul tău, ce plan ai? Ce? Să rămâi în stradă? Să ieși din stradă? Ce plan ai? Planul meu să ies din stradă și să ajut pe cei care sunt în stradă. Deci pe mine, dacă mă ajută cineva să ies din stradă, pe bune, adică să am o cameră cu o baie decent, nu vreau lux cu vedere la ștrase sau nu știu ce,
un confort 2, 3. Dar nici să stau într-un bloc de la bulină. Ceva decent, da? Eu aș face tot posibilul să dau mai departe. Știi că există un film, Dă mai departe? Oameni buni, uitați-vă la filmul ăsta. E un copil, a jucat și Kevin Spacey. Un copil a transformat o America întreagă printr-un mod de a da mai departe. A ajutat un boschetar, boschetarul i-a reparat mașina lui Măsa, profesorul l-a ajutat, profesorul a ajutat-o pe Măsa să lase de alcool, cuplându-se. Deci uitați-vă la filmul Dă mai departe. Și noi putem să dăm mai departe la modul frumos. Bun. Sorine, cam atât pentru astăzi. Eu îți mulțumesc frumos că... Și eu vă mulțumesc. Că ai avut curajul să ne povestești despre trecutul tău. O să mai filmăm și alte episoade, pentru că sunt foarte multe și am vrut să trecem așa prin fiecare, dar trebuie să aprofundate. Sigur. Mai ales acolo cu risipa de bani, știi că începusem discuția și tu ziceai ce fel de risipă, dar la un moment risipa e risipă, chiar Sigur. Dacă n-ai cheltuit cu femei sau în sfârșit. Dar nu mai avem timp în episodul de astăzi. Da. Îți mulțumesc frumos, Sorine, și știi unde mă găsești. Sorin, unde mai găsiți? Spune oamenilor, că mulți spun că, domne, eu fac bani din Facebook. Unde mai cunoscut pe mine? Fii sincer. Și n-am vorbit nimic cu el. M-am dus să mă tund, că am auzit că e un centru unde sunt niște oameni care vor să învețe să devină profesioniști și am aflat că e o academie, nu Adrian, și din vedere eram pe stradă, nu eram înăuntru. Și zic, sunteți domnul Adrian Niculescu? Zic, vedeți că m-am văzut pe net. Dom'le, de mult vreau să vă strâng mâna. Da, deci, în felul dumneavoastră faceți bine ce faceți. Sorin a venit la noi la școală, noi de aproape 2 ani de zile, tundem gratis bărbați, oameni, da, că sunt nepalezi, Sri Lanka, eu iubesc pe toată lumea, indiferent de culoare, oameni cu probleme financiare, vin și oameni normali, așa ne-am cunoscut noi. Deci eu muncesc, fraților, da? Muncesc și învăț oamenii o meserie, să câștige un ban cinstit, nu politic, nu nimic. Așa m-am cunoscut cu Sorin. Sorin, ne vedem în episodul următor. Da, și chiar o angajată de-a ta, să știi că s-a oferit să mă ajute, deci oamenii care i-ai cine se aseamănă se adună. Să știi că a auzit că vreau să ajung la mama mea prin Argeș și a zis te iau și e o fată. Da, ori Simona, cred. Nu, Alexia. Alexia. Foarte. Da, deci da, m-am văzut prima dată în viața ei. A văzut că vorbesc pușoaică... cu tine și a zis două puștoaică care nu are decât două ani. Da, am luat-o lângă mine, da. E foarte dedicată. Da, uite, nu te-am întrebat un lucru. Tu crezi în Dumnezeu? Da, eu să știți că e bine să te rogi și în tramvai și oriunde, pe stradă da. Și când ești la lac. Acolo. Să fie sincer, plecă da. De aici. Deci eu am lumea mea cu Dumnezeu care de multe ori să știți că mă duc la biserică, nu ca să mă rog, e poate un mod acolo de a face rost de un pachet. Da, e sâmbăta morții sau nu știu ce. Dar sunt situații când intru în biserică și mă simt altfel decât pe stradă. Adică îmi dă o altă niște, nu știu cum simt alții, eu spun ce simt eu. Ei, asta e ideea, că întotdeauna pe mine Dumnezeu m-a ajutat și de asta am ținut să te întreb. Bun, bine Sorine, mersi mult de tot, ne vedem într-un alt episod, ai grijă de tine și noi vorbim, ți-am zis, să mă ajut cu treaba aia, nu mai zic să se afle. Da. Vreau să transmit realitate și povești sincere. Da, da? Să zic că dacă nu-mi plăcea ceea ce faci, nu veneam. Pentru că am găsit atâtea uși închise de oameni suspuși și zic, te ajut să-ți facă-ți drept. Nu mai vorbe. Tu faci. Tu încerci încerc, să faci. Încerc. Da, categoric. Și poate în viitor, de ce nu, o să vedem cum o să prindă la public, mai ales după ce vor vedea episodul, poate o să reușesc să-i fac și lui Sorin un proiect, da? Mai ales că am dat drumul la asociația unimzâmbete.ro, intrați apăsând linkul de mai jos, și să facem un proiect prin care la fel să strângem o sumă de bani și să-i plătim pentru, nu știu, un an, doi, trei ani, o chirie,
astfel încât să nu mai doarmă într-o scară ceva de bloc. Ceva simplu, nu da. Trebuie o să lux. Vedem, Sorine, cum le așterne Dumnezeu, da? Deci fără Dumnezeu nimic nu e. Oameni frumoși, cam atât pentru episodul de astăzi. Încă o dată vă reamintesc de cazul Herminei, da? Femeia străzii care știe peste 7 limbi străine, stă în stradă, luptă, nu vreți să știți ce greu supraviețuiește și atât cât putem noi, repet, nu sperăm la cine știe ce, dar măcar acolo 2-3 ani de zile să-i plătim undeva să stea singură. Ea are și niște probleme cu alcoolul. Am stat de vorbă cu ea și mi-a zis, Adi, cum să lupt eu cu alcoolul când eu sunt forțată să stau cu un bețiv care mă bate, mă înjură și așa mai departe, doar pentru că n-am unde să dorm. Deci iată că nu trebuie să judecăm oamenii, da. Și nu sunt nici țiriac, nu sunt miliardar. Am această asociație, unimzâmbete.ro și atât cât veți putea oferi și voi împreună să ajutăm, că e Sorin, că e Hermina, că e X, Y, Z, dacă statul nu, măcar noi. Adică tot omul de rând. Da? Vă mulțumim, nu uitați să dați follow, Realități cu Niculescu, Nihil Sine Deo.